Eugen Doga, vreau foarte mult să vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră existați în viața mea și a noastră tuturor. Și în primul rând să vă mulțumesc pentru că și eu sunt o părticică din viața dumneavoastră. Acest fapt pe mine, cu siguranță și ca pe oricare muzician, mă face onorată și să mă simt foarte fericită. Se zice că în viață nimic nu este întâmplător. Și de aceea vreau să zic că eu am înțeles de ce pe dumneavoastră v-a ales Dumnezeu să veniți în lume, anume în prima zi de primăvară. Precum ghiocelul vestește primăvara și trezirea naturii, astfel, dumneavoastră sunteți vestitorul frumosului și trezirea către ceva înalt, către ceva pur. Și la fel cum florile de primăvară sunt foarte gingășe și parfumate, astfel este muzica dumneavoastră. Și dacă cel puțin odată în viață ai norocul să simți acest parfum, cu siguranță îți rămâne în adâncul inimii pentru totdeauna. Și asta te face să fii mai bun. Deoarece muzica dumneavoastră are menirea să ne facă mai buni. Astăzi vreau să vă rog să ne promiteți tuturor că veți fi încă mulți, mulți ani înainte sănătos și ne veți bucura cu încă multe creații, iar noi, la rândul nostru, vă promitem că vă vom inspira.
La mulți ani, la mulți ani fericiți și sănătoși!